Proiectul Dezvoltare Antreprenorială și Relaționare în Mediul de Afaceri se potrivește mănușa antreprenorilor, dar și celor care chiar în vremurile tulburi din punct de vedere economic se încumetă să-și deschidă o afacere. Proiectul se întinde pe o durată de 3 ani, iar valoarea acestuia este de aproximativ 3 milioane de euro. În calitate de beneficiar, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie din Botoșani le-au explicat celor interesați că proiectul are două componente majore. O componentă care se adresează antreprenorilor pentru a educa, din punct de vedere antreprenorial, deci educația antreprenorială prin 12 module de cursuri, și o altă componentă care se adresează consultanțe către persoane care doresc să-și deschidă, chiar și pe vremurile astea destul de tulburi, din punct de vedere economic, o activitate, mă refer la o firmă, sau persoane, pur și simplu, care doresc, având deja firma, doresc să aibă, să obțină capabilități mai bune în managementul propriei afaceri. În fiecare an de derulare a proiectului vor fi organizate 12 module de curs, la care sunt așteptați să participe aproape 1500 de cursanți. Proiectul va culmina cu amenajarea a 4 birouri de consiliere la sediile Camerelor de Comerț și înființarea unor rețele mobile de puncte de susținere în județele partenere.